Bună seara. Mă numesc Morariu Florin. Lucrez într-o brutărie în Londra. Opa! Stai mai... Tu nu ești, mă, brutarul, da. Sunt băiatul ăla de acolo. A rezolvat un atentat terorist? Am încercat să fac ceea ce... Tu ești, mă, ăla? Da. Vreau să vă cunosc. Băi, frate, foarte tare ești. Bravo, băi. Te văd că mă strâng mâna. Și v-am adus câte un cadou. Poate aveți vreun... Deci acum știu de unde le-au, băi. Bravo, băi. Uitați, ăsta este din partea. Mulțumesc mult. Băi, felicitări pentru curaj. Ăsta le-a doborât, mă, pe ăla? Felicitări pentru curaj. Nu, stai că ce a cerut. Media a publicat, domnule, păcăleță, păcăleță. Nu, un basket, el a cerut un basket. Basket este o ladă, o ladă. Da, o ladă, da, bravo, felicitări. Mulțumesc tare, bravo. Curajos. Bravo. Ai fost curajos. Vreau să vă cunosc. Și am zis, băi, hai să vin. Nu vreau să vin să câștig sau... Dă făcăleț, ca să-i bat pe ăștia. Deci făcălețul e bun de bătut. E bun pentru toate, făcălețul. Le povestesc și nouă cum a fost toată chestia. Da, vă povestesc. M-am dus într-o seară la muncă. Clar. Da, și om. Fiecare da, brutar, așa. De când eram în tură de noapte. Eram în tură de noapte. M-am dus la muncă, m-am schimbat. M-am dus la masa de lucru, m-am apucat să-mi de treabă împreună cu un prieten de-a meu de naționalitate croată. În fața mesei este un geam mare, de vreo 4 metri jumate. Frate, început să fugeau oameni, cădeau, să îi zbeau între ei, era un haos total. Îl întreb colegul meu croat ăsta, băi, Agron, dar ce se întâmplă, ce e afară de el? Păi nu știu, păi hai să vedem. Am ieșit afară, două femei brazilienci erau foarte speriate, plângeau. Intrați înăuntru, îi spun, na, au intrat înăuntru. L-am întrebat, ce se întâmplă, doamne, de afară agitația asta? Și spun, domnule, uite, a intrat o mașină pe pod în London Bridge în oameni și au coborât niște indivizi și taie lumea pe stradă. Și întreb, unde e lumea asta? Unde e ăștia teroriști? Aici taie? Da, măi, omule. Și am luat două navete de alea de pâine, am zis, băi, mă duc afară. Nu le-am luat, domnule, eu, Dumnezeu, mă duc și mă bat cu ea. Le-am luat, am zis, băi, dacă vine vreunul, să mă apăr cumva, nu? Dă la dracu, că doar nu e Dumnezeu. Ies afară, văd agitația. Băi, mă uit în dreapta, în dreapta era o ieșire din piața asta, unde erau ei deja intrați. Și am văzut că ieșeau oameni bulug de acolo. Am intrat pe acolo, curiozitatea mă împingea să văd cine e acolo, înțelegi? Așa. Păi, am mers câțiva metri, am văzut deja cum începea să taie oameni. Aici, n-am. Și am fugit spre unul, am aruncat cu navet, că îl tăia pe un om jos acolo. Am aruncat cu navet, s-o ferit de ea și a doua oară când am aruncat, eu venit undeva în zona feței, în partea dreaptă. Venit și atunci a intrat și poliția, a început să-i împuște. Și apoi după aia au venit trupele alea antitero și au spus să intrăm în brutărie. Văzându-mă că am băgat oameni în brutărie, au crezut că poate să fie printre oamenii care au intrat, poate să mai fie vreun terorist de ăsta. Și a intrat și ne-a verificat pe toți, apoi ne-a făcut o escortă și ne-au condus și ne-a lăsat undeva pe faleza Tamisei, undeva între London Bridge și Tower Bridge. Și ne-au lăsat acolo după aia, fiecare cum au putut. Am mai găsit încă o doamnă într-un restaurant, vă jur pe cuvântul meu, dacă vă mint, mă fac Sfânta Cruce, că vă mint. Am găsit-o, era leșinat într-un restaurant. Băi, se uitau lângă ea, toți se uitau și nu-i făcea nimic. Elena, o cheamă Bologna. O spăl pe față și, surpriză, era româncă femeia când s-o trezit. Ce este? Apoi m-am întâlnit după ce s-au mai liniștit apele, m-am întâlnit cu ea, am discutat și am rămas prieten, sunt de prieten pe Facebook. Asta e. Român curajos, bravo. Nu știu dacă chiar curoare au fost numai curaj. Poate a fost și frică, că nici eu nu știu cum am gândit în momentul ăla. Nu știu. Tu realizezi că ăsta e comportament de un erou. Numai eroi se duc cu capul înainte așa. Mulțumesc frumos. Știți, cred că și oricare dintre noi ar fi făcut așa. Nu știu, eu nu cunosc foarte mulți. Crede-mă. Bravo. Nu mai lasă cuțitele, dă mai tare acolo de cuțite. Hai să ne strângem mâna atunci. Băi, da. Meriți tot respectul acestei țări. Să știți că vă stă foarte bine așa. Aha, bine spui. Dar cred că foarte multă suferință, nu? Să te chinui, să te nu? Florin, asta mai contează. Felicitări pentru curaj, pe bune. Mulțumesc. Nu mulți mai au curaj în ziua de astăzi, din păcate. Asta e viața, ce se face? Eu nu știu ce aș fi făcut, sincer. Știți cum e? Multe lume spune, băi, frate, eu nu m-aș fi dus. Băi, nu aș fi avut curajul tău să mă duc acolo. Băi, dar nu poți să știi, până nu te afli în momentul ăla, nu poți să știi cum ai reacționat. Da, exact. Și vă jur pe cuvântul meu, din toată experiența asta, mulțumesc Dumnezeu că i-am ajutat și să dea Dumnezeu să fie bine. Și că ești și tu bine. Da, și că sunt și eu bine, dar sincer, am fost foarte dezamăgit. Dezamăgit fiindcă am cerut să mi se ofere protecție, dar nu mi-a dat nimeni protecție. Nu am vrut, nu am cerut așa cum spune lumea, domnule, e cerut casă, e cerut bani, e cerut de astea. N-am cerut, frate, la nimeni, nu am cerut casă.
Le-am zis la ambasadă că vreau să-mi dea un loc unde să stau, deoarece eu nu mai puteam să stau acolo. Când m-a dat afară din casă, că dacă eu am stat aici și ceilalți 12 teroriști care erau implicați în aceeași rețea, eu am stat la 10 case distanță de mine. Păi cum să mai mă țină femeia acolo? Înțelegi? S-o speria femeia. Poliția metropolitană din Londra îmi spune, domnule, știi, stai fără griji că teroriștii ăștia 3 sunt morți, ceilalți 12 sunt arestați și nu ai, n-ai de ce să te temi să pățești ceva. Păi cum n-ai de ce să te temi? Păi te temi, normal să te temi. Au neamuri, au frați, au surori, au... Nu ai cum să stai. Deci eu m-am plimbat încă o lună de zile prin Londra aia, între... Nu poți să știi câți teroriști de ăștia mai sunt, și eu mă plimbam singur. Primele două săptămâni pot să zic că au fost foarte, foarte... Eram paranoia, pot să spun, că mi-era frică, mă uitam, nu știam. Am avut și coșmaruri. Și jobul mai ai? Acum jobul eu sunt fără plată, cum ar fi, că sunt într-un tratament, țin un tratament, ca nu cumva să am traume după aia, da. Deci și fără plată. Da. Dacă ar fi să dai timp înapoi, ai proceda la fel? Știi cum e? Tot ce s-a întâmplat acolo a fost spontan. Păi cred că tot la fel aș proceda. Cred. Nu știu. Băi, felicitări încă o dată. Vă mulțumesc frumos pentru tot și ce s-a ajuns. Băi, Doamne ajută. Să dea Dumnezeu să... Băi, ne bucurăm că ai venit la noi. Pentru mine? Ba da. Dacă tu ai venit cu un cadou... dacă tu ai venit cu un cadou, îți dăm și noi. Auzi? Un cadou. Eu n-am dat cuțit. Băi, nu contează. Eu am o mare rugăminte. Vino pe partea de la spate că trebuie să vorbim ceva. În afară de faptul că trebuie să-mi dai un autograf pe ăsta. Neapărat. Ce să vă mulțumesc frumos și chiar am rămas surprins că totuși am primit două cuțite. Era o rețetă de-a bunicii mele. Asta? Da. Ia uite, eu am mâncat aproape toate. Ce să vă zic, vă mulțumesc frumos. Și Doamne ajută, să dea Dumnezeu să fim sănătoși, că asta contează cel mai mult. Să rămână pentru masă. Curajez, că nu mai știu, m-am panicat de tot. De acolo, te aștept în spate. Doamne ajută. Hai! Normal că-s bucuros, că e o experiență nouă, nu știu cum să mă exprim, e ceva nou. Când vezi că niște oameni așa importanți îți apreciază munca ta, te face să te simți altfel, altă persoană. Am o terasă la mare unde câțiva din foștii concurenți de aici muncesc de lup. Da. Nu vii cu noi la mare să muncești? Am să vin. Da. Notează-ți numărul meu de telefon. Da.